Bucureștenii care nu au fugit la mare sau la munte au luat cu asalt parcurile. E umbră, mai răcoare și sunt terase peste tot. În parcul Iore din capitală se află acum și colega mea Gabriela Del Pupo, care ne spune cum se distrează bucureștenii. Gabriela, ești în direct. Bună ziua! Bun găsit, este unul dintre cele mai mari parcuri din capitală și este totuși plin de oameni. Au ieșit la terasă, la plimbare sau pentru diverse activități sportive. În weekendul acesta nu s-a mai organizat celebrul târg cu produse românești, iar administratorii parcului au hotărât să nu pună hidrobicicletele în funcțiune, dar trebuie să spunem că ar fi fost cererea destul de mare. Sunt foarte multe familii aici care au venit să se bucure de aer curat într-o altă zi destul de călduroasă în capitală, profită de vremea bună și, după cum putem observa și în imagini, e plin chiar și la terasă. De altfel, aici au această posibilitate cei care aleg această zonă să stea și la terase, pentru că este împânzit parcul practic de astfel de locații. O înghețată, o plimbare prin parc și iată că nu toți au ales să aglomereze autostrada A2.